Până în acest moment, numărul firmelor afectate de criză este incert. Este foarte greu de spus. Noi am pus acum la punct un grup de lucru și încercăm cu un institut de sondare a opiniei publice să colectăm date real-time din economie, astfel încât să putem veni cu astfel de cifre imediat. Dar cu siguranță vorbim de zeci de mii de companii care sunt afectate în clipa de față. Noi am estimat undeva la nivel de 1 milion de oameni într-o primă fază a crizei în care ne aflăm în acest moment. 1 milion de oameni care lucrează în principal în micro-întreprinderi, sunt oameni care lucrează în companii care au 1-3 salariați și acolo unde nivelul financiar este foarte redus. Printre cele mai afectate ramuri ale economiei sunt cea a turismului și a restaurantelor. De 2 zile toate barurile, puburile, restaurantele și cafenelele sunt închise. Avem de a face cu aproximativ 300.000 de oameni care nu mai au activitate. Decizia pe care am luat-o este să îi ținem pe oameni în continuare angrenați în companie prin mecanismul de șomaj tehnic, cu păstrându-le veniturile în proporție de 75%. Noi am avut 56 de restaurante, dintre care mai funcționează doar 2 în regim de catering. În total, în companie am avut în compania proprie 600 de angajați, în companiile francizate, deci per grup 1000 de salariați. Am rămas cu foarte puțin dintre ei. Prima decizie a fost să achităm toate salariile integral. Până la data de 16, toată lumea este plătită. La momentul de față, însă, deciziile sunt foarte greu de luat pentru că noi nu mai avem acces la niciun flux de numerar. Efectiv, toate sursele noastre de venit sunt blocate ca urmare a situației fel de urgență. Reprezentanții din turism le recomandă celor care și-au cumpărat vacanțe să le reprogrameze. Cuvântul de ordine trebuie să fie reprogramare. În acest moment, datorită temerilor, unii turiști încearcă să anuleze vacanțe pentru la vară sau pentru la toamnă. Mai degrabă se pierd banii când punem presiunea atât de mare, pentru că banii nu se află la agențiile de turism, ci se află imediat cu efectuarea rezervărilor. Banii au plecat către furnizori, companii aeriene, prestatori, hotelieri.